vreau să spun că am venit la Târgoviște în primul rând pentru inaugurarea Spitalului Județean. E un proiect din fonduri europene, început încă din 2011 și tocmai de aceea am ținut foarte mult să ajut Consiliul Județean, preluând corecțiile financiare și acordând tot sprijinul pentru ca acest spital să se finalizeze. De asemenea, s-a redeschis spitalul de la Titu și încercăm pe cât posibil împreună cu președintele Casei Naționale să asigurăm o funcționare normală, să nu mai există datorii și nu mai există în acest moment arierate și e practic prima dată după foarte mult timp când se intră în anul 2014 fără datorii din anul anterior și ăsta e un semn de normalitate. De asemenea, l-am rugat pe ministrul educației să vină alături de mine la Târgoviște pentru că a fost de altfel aici în urmă cu o săptămână, știți foarte bine, a fost o mare și este în continuare o problemă cu sistemul de termoficare la instituțiile publice. Consiliul Județean a rezolvat, la cele militare la fel și rămăseseră școlile, pentru că dintr-o greșeală de proceduri, practic se oprise sistemul de termoficare. Împreună cu domnul ministru am vrut să mă asigur, să vorbesc, să văd că există soluții pentru, pe de o parte, pentru încălzirea școlilor acolo unde se desfășoară cursuri în continuare, iar pentru cele, câte școli mai sunt, domnul ministru? Trei sau câte? Sunt trei care au primit deja încălzire săptămâna trecută, celelalte până la sfârșitul acestei luni, cu excepția a două școli care se pare că nu au soluție în decembrie. Primăria ne-a informat că în ianuarie se va rezolva. Bun, eu vreau Am ținut legătura cu inspectoratul, cu primăria, cu Consiliul Județean, cu Asociația de Părinți. S-au asigurat calorifere primăria și Consiliul Județean cu ajutorul unor sponsorizări pentru școli. Sunt totuși locuri în care caloriferele nu au făcut față și am dat dreptul școlilor și Asociației de Părinți, în dialog cu școlile, să decidă dacă suspendă cursurile sau nu. Și sunt școli care au suspendat în special pe ciclu primar. Bun, eu vreau să spun două lucruri legate de cele două probleme. 1. La spital s-a început proiectul de mult, foarte bine, s-a finalizat și, repet, când e vorba de sănătate, nu mă interesează dispute politice, cine a început, cine a întârziat, mă interesează că s-a finalizat. La fel cu școlile. Nu mă mulțumește că e de vină primarul sau vreau ca și ministerul și prefectul și toți ceilalți inspectoratul județean să se implice dacă au nevoie de sprijin plus financiar. Evident că îl acordăm și trebuie să avem grijă ca pe viitor, totuși, să nu ne trezim în luna noiembrie că autoritatea locală competentă n-a făcut proceduri și să începem să alergăm cu calorifere și să rezolvăm probleme de acest gen. Domnule prim-ministru, ați declarat aseară că o să stați de vorba azi cu Crin Antonescu. Cu puțin timp în urmă, el a spus că nu mai are ce discuta cu dumneavoastră după ziua de ieri. Doamnă, eu sunt astăzi aici să vorbesc despre Spitalul Județean și despre școlile din Târgoviște. Cred că asta trebuie să fac ca prim-ministru, restul sunt problemele dumneavoastră. Vă rog. Sunteți împreună la sistemul sanitar din ultimele zile? La ce scandaluri vă referiți? Și la Fundeni, a fost scandal și la Ploiești. Peste tot, la Ploiești, după cum știți, domnul secretar de stat Raed Arafat a proced... Bun, în primul rând vreau să înțelegeți că eu cred că așa e normal. Conform legii, consiliile județene sunt cele care administrează spitalele județene. În cele mai multe dintre județe nu sunt probleme. Dimpotrivă, merg lucrurile mai bine decât atunci când se ocupa Ministerul Sănătății. Există însă și disfuncționalități. Faptul că la Ploiești s-au luat măsuri și a fost schimbat managementul și pe baza raportului făcut de domnul Arafat, putem să luăm măsurile și de sancționarea celor care au greșit, dar mai ales de îndreptare în viitor. La fel se întâmplă cu școlile. Școlile din Târgoviște nu sunt ale Ministerului Educației, sunt ale primăriei Târgoviște. Dar asta nu înseamnă că după lecția aceasta, după ce am pățit cu încălzirea în Târgoviște, nu înseamnă că nu încercăm să vedem ce putem îmbunătăți la partea de legislație sau de organizare, de control, în așa fel încât să nu mai fie probleme. Sunt 41 de județe, sunt multe și spitale și școli. Responsabilitatea, evident, conform legii, revine autorităților locale, dar din partea guvernului și acesta și viitoarelor guverne există control și există intervenție în situații speciale, cum a fost cea de aici sau cum a fost cea de la Ploiești. Deci, ca să ne înțelegem, nu mai aveți dialog cu Crin Antonescu acum? Ca să ne înțelegem, am dialog cu dumneavoastră și cu toată lumea. Eu vă întreb cu Crin
Crina Antone, sunteți împreună aveți cu problema mare, dumneavoastră? Cele două partide mai aveți dialog sau nu? Că să înțelegem dumneavoastră și aveți problema dumneavoastră. Eu sunt Maria ca o problemă. Deci haideți să ne răspundeți și noi la această întrebare. Mai dialogați cu Crina Antonescu sau nu? Mai există după anul nou, domnul? Da. Părerea mea e că da. Vă rog. Ce ar trebui îmbunătățit? La ce vă referiți? I-am mai zis odată, vrei să-ți mă refer. Eu vreau să vă vorbesc despre spitale și despre școli, dumneavoastră vorbiți despre ce doriți. Da. Legat de școli, veți trimite corpul de control al premierului să verifice achiziția de centrale și intrarea în insolvența termică? Da, am fost informat de către ministrul educației și de către prefect și voi trimite și eu corpul de control al primului ministru. Pe baza rezultatelor care vor fi constatate, vom vedea, se vor face propuneri conform legii. Cum comentați faptul că în timp ce termica a intrat în insolvență, au crescut afacerile unor firme, spre exemplu cum e firma la care este acționat domnul deputat Florin Popescu și la care domnul primar Boriga era director înainte să ajungă primar? Sunt absolut convins. Repet, nu vreau să comentez lucruri până nu am documentele. Dacă corpul de control al primului ministru va constata pe bază de documente încălcarea legii, evident că vom sesiza organele statului. Am făcut-o și în alte cazuri și, sigur, mă aștept ca justiția să-și facă datoria. Dar de la jandarmerie ați primit vreun răspuns? Plătite de Guvernul României, veți face acțiune în regres pentru a recupera acești bani de la persoanele care se fac vinovate? Dacă sunt persoane vinovate, da. Eu am vrut să nu blocăm proiectul, nu doar la Târgoviște. E vorba de sute de proiecte la nivel național care din cauza corecțiilor financiare, un fel de penalități pe care Uniunea Europeană le aplică acolo unde sunt probleme. Nu, dacă era vorba de o dovadă... Dacă era vorba de o trucare efectivă a licitației, probabil că se anula cu totul contractul. A fost vorba de nereguli. Da, slavă Domnului că nu s-a întâmplat, pentru că eu vă spun sincer, eu îmi doresc să existe spitalul, să fie modern. După aceea, sigur, îi sancționez pe cei vinovați, dar ideea că nu facem spitalul era foarte rea. Deci și pentru spitalul de aici, pentru multe alte câteva sute de obiective unde s-au aplicat corecții financiare, dacă nu le preluam la buget, se blocau proiectele și nici astăzi nu avea spitalul județean finalizat. Mai vorbiți și cu alți reporteri sau unii ne evitați la răspunsuri? Vă răspund cu mare drag. La care vă e drag să răspundeți. Haideți la toate, vă rugăm. De la jandarmerie ați primit un răspuns de la Radu Struie, i-ați cerut ieri explicații. Ce v-a explicat? A făcut publică nota domnul ministru Struie. Deci sunteți de acord cu modul în care a intervenit jandarmeria și în cazul protestatarilor și în cazul presei? Sunteți de acord cu asta? Am luat act de nota domnului ministru Radu Struie și am încredere în domnul ministru Radu Struie că și-a făcut modul în care purtătorul de cuvânt al jandarmeriei. Mă, dar nu sunt... lui Gigel Știrbu la Ministerul Culturii la Cotroceni. Sigur că da. Nu, astăzi de dimineață. L-am informat și pe președinte. Ați discutat cu președintele la telefon? Da. Și veți avea o discuție și cu el după ce se ate cu privire la situația politică și modificarea codului penal? Nu, nu are nicio competență, domnul președinte. Vă mulțumesc. Am să vă arăt ceva. Mai sunt și mii de oameni care erau branșați la termica și acum stau în frig în apartamente. Le transmit. Vă rog. PSD-ul să nu susțină pe Rareș Bogdan? Nu.